Așa cum vânătorii se bucură de deschiderea sezonului de vânătoare, ar trebui să ne bucurăm și noi de deschiderea sezonului de alegeri. Dar până atunci, haideți să vedem ce s-a întâmplat între 2012 și 2015. 7 primării de reședință de județ au reușit performanța să aibă venituri la buget mai mici decât în anii în care au preluat mandatul. Mai grav e că în toți acești ani economia României a crescut, revenindu-și după anii de criză din 2009 și 2010. Alba Iulia, Botoșani, Brăila Voluntar, Drobeta, Turnu Severin, Piatra Neamț și Suceava sunt orașele ce au venituri totale în 2015 mai mici decât în 2012. Toate primăriile reședință de județ au înregistrat creștere ale veniturilor proprii. Aproximativ 2/3 din veniturile proprii ale primăriilor de municipii provin din cotele defalcate din impozitul pe venit. Așadar, cu cât economia orașului e mai dezvoltată, cu atât procentul de venituri e mai mare în totalul veniturilor atrase la buget. Primăriile municipiilor Constanța, Cluj-Napoca, Timișoara au înregistrat cele mai mari creșteri ale veniturilor proprii în 2015 față de 2012. Cele mai modeste creșteri ale veniturilor proprii le-au înregistrat primăriile municipiilor Alexandria, Drobeta, Turnu Severin, Vaslui și Miercurea Ciuc. De curiozitate, m-am uitat și la situația municipiului Târgu Mureș. Veniturile totale în 2012 au fost de 322 milioane de lei. 175,5 au fost venituri proprii, iar 5,7 sume primite de la Uniunea Europeană. În 2015, veniturile proprii au fost de 386 milioane de lei, adică în creștere. Veniturile proprii au crescut la 207,8 milioane de lei, iar în cazul sumelor primite de la Uniunea Europeană, creșterea este mare, de la 5,7 în 2012 la 42,7 în 2015. Așadar, dacă nu poți să-ți crești veniturile proprii, atunci soluția alternativă ar fi să atragi mai multe sume de la Uniunea Europeană prin proiecte de investiții. Anul trecut, spre exemplu, primăria municipiului Piatra Neamț a avut în dreptul sumelor primite de la Uniune o cifră negativă, semn că a trebuit să returneze din bani. Cele mai mari sume atrase de la Uniunea Europeană în 2015 le-au înregistrat municipiile Oradea, Ploiești și Iași. Călăraș, Slatina și Piatra Neamț sunt primăriile ce au atras sume de la Uniune mai mici de 2 milioane de lei, iar în cazul municipiului Piatra Neamț, primăria a returnat bani, probabil pentru neîndeplinirea condițiilor proiectului derulat cu finanțare. Așadar, urmează să votăm. Printre promisiuni, printre bătălii ale declarațiilor, ar trebui totuși să vedem ce este cu plus și ce este cu minus și să alegem în consecință. Sunt Lucian Săcălean, să aveți o săptămână pe plus! Capabil să se deplaseze rapid și cu mare agilitate nu numai pe un teren accidentat, ci și pe pereți verticale a fost realizat de filiala din Elveția Disney Research, în colaborare cu Școala Politehnică din Zurich. Aceștia își propun să facă roboți mai versatili atât pentru mediul urban cât și pentru interior. Mașinăria a fost denumită Vertigo și are o pereche de roți orientabile fără propulsie. Pentru a putea merge pe pereți, Vertigo are două elice montate pe spate, în timp ce elicea din spate trage spre perete, cealaltă împinge vehiculul în sus. Elicele pot fi ajustate cu diferite grade. Folosind servomotoarele integrate, inelele interioare și exterioare ale propulsoarelor pot fi mutate independent, oferind robotului abilitățile care îl ajută să sfideze gravitația. Cercetătorii spun că această tehnologie ar putea permite teoretic mersul pe tavan. În acest sens, a minimalizat greutatea robotului folosind o placă de bază centrală din fibră de carbon, la care sunt atașate cele două module de propulsie și suspensiile roților. Acest mecanism conține de asemenea fire și componente electrice. Robotul a fost dezvoltat de Rețeaua Internațională de Laboratoare Științifice, prin care Walt Disney Company susține progresul tehnologic la nivel global, atât prin studii academice, cât și prin aplicații industriale.